Am să vă citesc Psalmul 91. Cât de minunat e să fii sub protecția celui înalt, sub oblăduirea lui. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic și zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te va ascunde sub aripile Lui, căci scurt și doamnă este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zice, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea, nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de corpul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu El în strâmbare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Amin. Amin.